Bună ziua, bun regăsit și astăzi. Sunteți la ziua electorală, sunt Lavinia Sicritaru. Invitatul meu este candidatul USR Plus pentru primăria municipiului Constanța, deputatul Stelian Ion. Bună ziua! Bună ziua! Bun venit! Suntem aproape de finish, da? Vom vedea duminică cine va fi primarul Constanței pentru următorii 4 ani. Spun primarul Constanței pentru că avem aici în persoana noastră invitat un candidat la primărie. Sigur că vom vedea și cine va fi președintele Consiliului Județean și cine va câștiga, să spunem, majoritatea sau nu, cine va reuși să formeze o majoritate în consiliile locale și județene. Ce faceți? Cum vă simțiți pe acest finish, să zic așa? Ca într-un maraton în care pe ultima 100 de metri trebuie să mai dormiți? Sprintezi. Mai dormiți? Trebuie să alergi cel mai tare, astfel încât să ajungi primul la linia de start. Exact așa mă simt și adrenalina asta și dorința foarte mare de schimbare în Constanța ține loc de hrană, de somn, de toate. Vă spun foarte sincer, mă întreabă colegii, dar tu cum reușești? Da. Da, așa reușim. Ne dorim foarte mult o schimbare în Constanța. Practic în 2016, în 2015, dacă m-ați fi întrebat, dacă voi intra vreodată în politică, aș fi râs. Categoric. Deci nu mă gândeam atunci, dar după ce am înființat Asociația Verde Urban, după ce am văzut ce a făcut Nicușor Dan în București, ăsta este elementul care m-a convins că se poate și că există o altă generație care poate schimba lucrurile. Și din 2013 am văzut acțiuni sociale, am văzut oameni tineri care au luptat pentru mediu, au ieșit să apere... ați văzut proiectele acelea care erau periculoase totuși și am prins așa curaj și speranță și mi-am dat seama că oricât ai lupta din zona civică, oricâte procese ai porni încercând să stopezi anumite abuzuri cu care nu ești de acord, nu vei reuși să faci lucrurile așa cum ar trebui și trebuie să îți asumi o responsabilitate. Dacă stăm cu mâinile în sân și zicem, domnule, ar trebui să se facă lucrurile, ele nu se fac singure. Lucrurile nu se fac singure și nu vine cineva de afară, nu mai putem aștepta să vină alții să facă lucruri pe care le putem face noi. Asta am simțit întotdeauna după toată perioada asta, 2016 și 2020. Am simțit că depinde foarte mult de noi să facem schimbarea. Că la un moment dat eram în prima linie acolo și mă gândeam cum am ajuns eu să fiu am o dispută cu Florin Iordache și să depindă într-un fel și de mine să reușim să oprim măcelărirea justiției și modificarea codurilor penale. A fost și n-a fost o întâmplare. A fost o întâmplare pentru că multe lucruri țin de hazard în viață, așa, dar n-a fost o întâmplare pentru că lucrurile s-au așezat așa datorită profesiei pe care am avut-o, după aceea datorită luptei civice, datorită faptului că l-am cunoscut pe Nicușor Dan, datorită faptului că oamenii ne-au dat încrederea asta și am ajuns acolo în prima linie. L-ați tot pomenit pe Nicușor Dan. Uitați că n-am avut ocazia până acum să vorbesc cu niciun candidat de la Constanța despre ce se va întâmpla și în București, pentru că știm că de fiecare dată acolo se dă trendul și pentru viitoarele alegeri, care nu sunt deloc ușoare, alegerile parlamentare. Ce va face Nicușor Dan din punctul ăsta de vedere? Va câștiga că primăria capitalei? Pentru că e un semn mare de întrebare și la București. Eu sunt convins că va câștiga Nicușor Dan acolo. Bucureștiul e mobilizat. Și Bucureștiul vrea schimbare și-au dat seama oamenii că a fost o păcălală în 2016 și că, din păcate, politica dusă atunci de PNL n-a fost corectă. Au venit cu un candidat slab. Bine, vă amintiți, după ce au schimbat vreo 3-4 candidați așa, catastrofa a fost momentul ăla politic, au venit cu un candidat slab, l-au cotat la 20%, când el de fapt avea 11%, avem cu strategia asta pe care o folosesc anul acesta și la Constanța, să creeze iluzia unui candidat puternic când de fapt era un candidat slab. Asta se întâmplă și la Constanța, de asta zic eu, în București oamenii și-au dat seama de pe atunci, din fericire totuși în București s-a ajuns la un punct comun, astfel încât să existe o candidatură unică, susținută de partidele acestea, USR Plus și PNL, și sunt șanse foarte mari să facă acea schimbare. Depind multe lucruri de acea schimbare. Se va da tonul pentru următoarele alegeri
Și, practic, dacă au câștigat cei din PSD foarte mult în 2016 și a ajuns Dragnea pe cai mare așa și a bătut joc de țara asta, asta s-a întâmplat și din cauza faptului că s-a pierdut la București atunci. Și a fost o mare greșeală. De-aia nu trebuie să mai ratăm. Anul ăsta e foarte important, decisiv. Următoarele alegeri pe care le avem peste 4 zile sunt decisive, a zice, nu doar pentru bucățele noastre de țară, comunitățile noastre, ci pentru întreaga țară. Suntem live pe Facebook, pe www.ziuaconstanța.ro și pe YouTube, așadar așteptăm întrebările dumneavoastră pentru invitatul meu și avem deja câteva întrebări. Nu degeaba v-am întrebat despre situația de la București, vă întreabă cineva care este relația dumneavoastră personală cu Nicușor Dan, ca să înțelegem dimensiunea, dacă ar putea exista pe viitor o colaborare între cei doi, să spunem, posibili primarei Bucureștiului, respectiv ai municipiului Constanța. Dintre toți candidații, să spun așa, mă simt foarte apropiat de Nicușor, pentru că am spus întotdeauna și nu e un secret, eu am intrat în politică încurajat de atitudinea lui Nicușor Dan. Mișcarea Salvați Bucureștiul și așa mai departe. Da, și toată echipa pe care a avut-o în jurul lui și tot ce s-a întâmplat după aceea. Am păstrat o relație bună întotdeauna cu Nicușor Dan. Vorbim des, colaborăm foarte primul bine. Primul președinte al USR, de ce să nu spunem asta? Primul președinte al USR, fondatorul USR, fără de care nu exista mișcarea aceasta. Eu zic că nu exista această alianță USR Plus până la urmă, pentru că a fost un bulgăre care s-a rostogolit și iată s-a transformat într-o alianță foarte mare. Nicușor are rolul lui și are o poziție politică foarte puternică și va exista cu siguranță o colaborare între noi, pentru că este important să facem acest transfer de bune practici de o parte și de alta a țării și nu doar cu Bucureștiul. Avem candidați foarte buni și vom colabora și cu Dominic Fritz din Timișoara, e un candidat excelent, și cu Cosette Chichirou din Iași. Sunt mulți alți colegi în toată țara, Alen Coliban în Brașov, dar nu vreau să fac o enumerare pentru că i-aș nedreptăți poate pe alți colegi. Și cu siguranță vor fi niște echipe și niște poli în orașele mari mai ales, unde avem șanse, așa cum au arătat rândul trecut de alegeri, mă refer la cele europarlamentare, avem foarte mare încredere și sprijin din partea locuitorilor acestor mari orașe și avem cea mai mare șansă acolo. De aceea ați văzut acolo, axele aici, astea s-au tot format axe. Dar știți că există axa București, Constanța, Brașov, o axă care ar fi trebuit să atragă niște bani importanți. Da. Făgădău, Firea și Scripcaru. Axa asta va fi una mai mare, dar va fi Stelian Ion, Nicușor Dan, Alen Coliban, Dominic Fritz, Cosette la Iași. Vom colabora foarte bine pentru că avem multe de oferit orașelor noastre și eu cred în noua generație de politicieni și în mișcarea asta politică, Alianța USR Plus, și îmi dă speranță mai ales faptul că vin tineri alături de noi. Se înscriu în partid, vin voluntari. Vă dați seama, la 18 ani să-ți dorești să intri într-un partid, pare ciudat așa, adică de ce-i faci? Ai alte preocupări? Dar iată că se întâmplă lucrul ăsta. Oamenii, acești tineri, eu cred că îi subestimează societatea de multe ori. Sunt atât de bine pregătiți, prind atât de repede, au idei atât de bune, sunt sclipitori, efectiv. Și foarte multe din ideile pe care le promovăm și le avem vin din partea lor. Și încercăm să-i promovăm cât se poate de mult. Pentru că dacă le dai posibilitatea asta să exprime și să facă lucruri, ei se vor simți valorizați și vor încerca să rămână aici, unde sunt apreciați. Cu voia dumneavoastră să începem discuția de astăzi, până când mai luăm întrebări de la cei care ne urmăresc, fix pe programul sau proiectul noastră prin care vă adresați tinerilor constanțeni, fiindcă ei sunt viitorul și ar trebui să țină cont de acest lucru orice candidat, indiferent de formațiunea politică pe care o reprezintă. Ce propune Stelian Ion tinerilor din Constanța? Și nu neapărat celor care au deja, să spunem, drept
de vot și celor da. Care vin din urmă, că poate vor vota la alegerile din iarnă sau poate vor vota la următoarele sigur. Alegeri. Este important să le și educăm spiritul ăsta de a ieși la vot. Vedeți că stăm astăzi cu sabia deasupra capului că nu știm dacă oamenii vor ieși duminică la vot, fiindcă această campanie n-a fost deloc simplă și aceste alegeri se suprapun peste criza sanitară. Veți vedea și pe pagina mea de socializare foarte multe mesaje date din partea tinerilor către cei din generația lor și nu numai de atragerea oamenilor la vot. Programul nostru pe mai multe domenii, pe mai multe componente se intersectează cu interesul tinerilor. Bineînțeles, principalul capitol este cel referitor la educație și acolo n-ai cum să nu observi că aceste consilii de administrație ale unităților de învățământ nu întotdeauna funcționează foarte bine. De aceea am spus că trebuie să facem funcționale consiliile de administrație, elevii să aibă reprezentant activ acolo, părinții să aibă reprezentant și ei, de asemenea reprezentanții din partea consiliului local să fie unii care își fac treaba și sunt foarte implicați. Deci asta e o chestiune foarte importantă, pentru că multe decizii țin de aceste consilii de administrație ale unităților de învățământ. Altceva, de-a lungul timpului s-au direcționat sume de bani către unitățile școlare și vreau să îmi asum un angajament față de constanțeni și de școlile și liceele din Constanța. Nu voi accepta să fie direcționate sume de bani în funcție de criterii politice. Deci acești bani vor fi direcționați în funcție de nevoile fiecărei unități școlare. Și poate ar trebui și în funcție de performanță, nu știu, zic eu. Performanța trebuie încurajată și trebuie premiată categoric, dar fiecare unitate de învățământ are nevoile proprii și atunci trebuie să ai un dialog permanent cu directorii de școli și să nu pui pe primul plan prieteniile și afinitățile politice. Asta e o chestiune esențială. Mai departe... De fiind la guvernare, n-ați avut posibilitatea să aveți un inspector școlar general da, și da, automat să dați afară și sau să schimbați directorii de școli. De asta sunteți cumva, să spunem, în afara jocurilor politice, din acest punct de vedere. Da, eu vorbeam de modalitatea de finanțare, această cofinanțare care trebuie realizată și din partea primăriei, e foarte importantă și direcționarea sumelor de bani trebuie să fie făcută pe aceste criterii în funcție de necesități. O chestiune care pentru mine este una și personală, să spun așa, nu mi se pare absolut deloc în regulă că unitățile de învățământ au terenuri de sport pe care le țin închise. Am vorbit cu foarte mulți elevi, cu foarte mulți copii, am văzut mulți copii sărind gardurile acelea și riscându-și sănătatea. Pentru ce? Pentru o chestiune foarte simplă, să aibă și ei accesul la aceste terenuri de sport, să nu stea printre mașini toată ziua, pentru că îi vezi cu biciclete, îi vezi cu mingea, se joacă printre mașini și părinții stau cu sufletul cât un purice și nu mai știu cum să stea lângă ei, nu-i pot lăsa singuri pe străzi. Și dacă pe vremea mea deja am venerabil la vârstă de 43 de ani, am ajuns să vorbesc așa, mulțumesc la fel tuturor și dacă atunci când făceam, eram în școala generală, eram în gimnaziu, aveam acces la școala 29 unde am învățat la acele terenuri de sport, de fotbal, de handbal, de basket și puteam petrece verile, puteam petrece orele după cursuri, astfel încât să ne dezvoltăm armonios, să spun așa. E foarte important să te mai și joci când ești copil. Înveți, li se dau foarte multe teme. Chestiunea asta o să vorbim până dimineață. Pe vremea noastră, că suntem cam de aceeași vârstă, așa, cu o mică diferență, dacă nu erai olimpic la matematică, la fizică și stăteai și lucrai efectiv cu creionul și cu foaia, să te pregăteai pentru olimpiade, mergeai și făceai sport, nu neapărat de performanță, pentru tine. Adică aveai deschise orice ușa cluburilor, să spunem, chiar sportive din Constanța. Da, eu am făcut la școala sportivă numărul 1, la CSS1, basket, an de zile. Exact, nu trebuia să fii neapărat selecționat în echipa, să spunem, reprezentativă, dar mergeai, te antrenai și era pentru psihicul și tonusul personal. Era și mai accesibil. Era gratis, era nu era accesibil, era gratis. Te veneau, te selecționau din școală, știți foarte da, bine. Tu dai niște probe, te puneau exact. Să alergi și încet, încet așa s-au cernut acele generații de sportivi. Să avem din nou sportul ăsta de masă în Constanța. Păi așa facem.
accesibilizăm aceste locuri, acest teren de sport. Deschidem. Este foarte important să premiezi performanța, inclusiv în sport, dar foarte mulți bani s-au dus către anumite cluburi care nu au avut performanță, cluburi private, și din punctul meu de vedere, în mod nejustificat, mulți bani de-a lungul timpului s-au scurs în zona asta, în condițiile în care cu acei bani adunați an de an puteai să construiești ceea ce promisese Decebal Făgădău în 2006 și nu s-a ținut de cuvânt. Adică o sală de sport la liceul Traian, spre exemplu, o sală de sport la un alt liceu, să amenajezi, să recondiționezi terenuri de sport, pentru că sunt foarte multe. Se puteau face lucrurile astea și nu sunt de acord cu părerea unor directori de școli care spun, nu, domnule, trebuie, e patrimoniul municipiului, dar noi trebuie să avem grijă foarte mare pentru că se strică aceste terenuri, trebuie să le păstrăm neatinse, intacte. Nu trebuie să le păstrăm intacte, ele trebuie să fie folosite de copii, trebuie să fie folosite intens când se strică ceva. Bineînțeles, pui camere de luat vederi, pui pază pe cât posibil și ăsta e un alt punct pe care vreau să-l ating. Paza în școli trebuie asigurată de... iar primăria trebuie să se implice în acest obiectiv, dar îi lași pe copii să se joace. Da, se rupe o plasă de coș de basket, se rupe un panou, îl repari. Asta este, copiii trebuie să aibă accesul. Bun, poate am insistat prea mult pe obiectivul ăsta, dar am avut un proiect... Și supravegheați, pentru că, Doamne ferește, se întâmplă ceva, vorbim de pe noi nu ne supraveghea nimeni, vă spun sincer, nu ne supraveghea nimeni, nu s-a întâmplat, eu nu știu pe vremea aceea să se fi întâmplat tragedii, dar există firme specializate, trebuie să existe pază. Eu am văzut mulți paznici din aceștia prin parcuri și pe la locurile de joacă, care stau prin gheretele și dorm. Nu e ok. Tu ca primărie trebuie să vezi lucrurile astea. Trebuie să pui oameni care chiar își fac treaba. Când văd că se întâmplă ceva, e o încăierare între, nu știu, copii sau... Eu nu spun povești acum, spun ce mi-au relatat oamenii. Uite, sunt aici câteva gherete, oamenii ăștia nu își fac treaba. Nu îi trag de mânecă pe cei care vin și aruncă peturi și fac mizerie, pur și simplu stau ca ficușii. Și sunt oameni plătiți, adică nu e ok. Doamna Liliana Hohage, sper să fi pronunțat corect, spune așa, n-am înțeles de ce Timișoara, Iași și Constanța nu a fost susținut de PNL, de ce Bacăul a primit susținerea de la PNL-ului, probabil s-a format alianță, curios. Totuși, succes, Stelian Ion. Cred că ați spus deja, ați vorbit deja despre cărțile care s-au făcut din acest punct de vedere, să spunem, există cu mult interese înainte diferite. De ultima săptămână de campanie. Există interese diferite pe diferite zone ale țării. Sunt puține locuri, din păcate, unde s-a ajuns la candidaturi unice. Bucureștiul, Bacău, mai sunt câteva locuri din țară, dar puține. Și în alte zone... Îmi povestesc colegii că ei concurează de fapt cu PNL-ul pentru că PNL-ul are primari în funcții și se lovesc de niște atitudini de tip PSD. Pentru că asta e și au împrumutat unii baroni locali. Chiar și candidații, sunt... dacă vorbim despre Iași. Da, la Iași știți foarte bine că domnul Chiric a criticat de unul de Rareș Bogdan foarte, foarte dur. A trecut de la PNL la PSD și dintr-o dată și-a schimbat, nu fizionomia, atitudinea și modul de a fi perceput așa de peneliști. L-au îmbrățișat, l-au adoptat foarte repede și deodată e penelist 100%, jet by jet. Da, de asta spun, în Constanța au fost alte interese. Sunt interese mari ale unor, pe de o parte, mafii, pe de altă parte, interese economice care n-au nicio legătură cu problemele constanțenilor, n-au nicio legătură cu viața de zi cu zi a locuitorilor acestui oraș și suntem prinși așa ca într-o menghină, dar din fericire, tura aceasta, chiar avem șansa unei schimbări și a unei alte direcții. Și schimbarea asta, fără lipsă de modestie falsă, vreau să vă spun că vine din partea USR Plus, nu din partea altui partid sau altei formațiuni. Este, am muncit câțiva ani de zile, din 2016 am intrat în politică, eu cred că am arătat seriozitate în Parlament, cei care am deținut această funcție, prin consiliile pe unde au fost colegii ai mei, în București au fost consilieri din partea USR Plus, au arătat
cum s-au luptat cu Gabriela Firea și au făcut în așa fel încât lucrurile care erau în neregulă să iasă la iveală și au făcut în așa fel încât să aibă grijă de bugetul Bucureștiului și au câștigat respectul. Nu mai zic de Nicu Șordan, da, pe care deja l-am pomenit pentru a cincea oară. Haideți să mai luăm două întrebări și apoi o să ne întoarcem totuși să vorbim despre tema propusă astăzi. Cum va renaște Constanța după 20 de ani? Vă întreabă Nicu Giaca. Cred că e prematură întrebarea, dar eu vă adresez. Cum va proceda Senian Ion în privința Consiliului local? Cu cine va face alianță, înțelegeri? Până nu vedem rezultatul, e greu de spus cu cine veți putea face alianță, dar cu cine ați prefera, să spunem, să faceți o alianță post-electorală? Da. În ciuda faptului că avem o competiție pentru primărie cu PNL, cu candidatul PNL, impus de la București și nedorind nici măcar de filiala Constanța foarte tare, sunt câțiva oameni acolo cu care vom colabora. Susținătorii candidatului PNL vă atacă un pic, dar mă rog, ajungem și acolo. Sunt convins, e campanie electorală, mă atacă, dar vor colabora cu mine după aceea, așa, pentru că trebuie să tragem pentru Constanța. Și sunt câțiva oameni cu care, spre deosebire, într-o anumită perioadă anterior în acest mandat am avut un proiect comun, cel referitor la bugetul participativ. A fost un proiect, dar care nu s-a materializat. Nu s-a materializat pentru că Decebal Făgădău nu e interesat de chestiuni de genul ăsta, să-i lași pe constanțeni să decidă ei înșiși cu privire la modul de cheltuire a banului public. Dar de ce dați tot timpul vina pe actualul primar? Să n-aveți dreptate. Vă pe cine să dau? Pe Gabriela Firea? Am fost prezent aproape la fiecare ședință de Consiliu Local Municipal. Când ai niște consilieri locali atât de slabi, cum sunt cei care își termină acum mandatul de la PNL și nu numai, și vii cu două hârtii pe care aștern niște chestiuni și le arunci așa la secretariatul Consiliului Local și nu ești în stare să vii să susții punctul de vedere, să negociezi pentru el, așa cum se face și în Parlament pentru un proiect de lege să treacă. Păi ce să facă primarul? Oricine ar fi primar? Multe din scenele de care dacă povestiți sunt făcute primar, de formă. Dacă veți ajunge primar, veți vedea că sunt foarte mulți consilieri locali, nu contează partidul, extrem de slab pregătiți. Ei trebuie să decidă, au dreptul de a iniția proiecte de hotărâri. N-au scris un proiect. Au venit n-au scris, da, eu vă dau alt exemplu, că așa să povestesc ce au făcut alții, poate nu e tocmai potrivit. Nu, eu vă spun potrivit. Că poate ar fi momentul să ne alegem și niște consilieri locali, nu știu. De asta am pus accentul întotdeauna pe ideea de echipă și de asta în jurul meu îți vedea oameni de multe ori mult mai bine pregătiți decât mine. Pentru că eu sunt reprezentantul lor, să spun așa, am mai multă notorietate și oamenii au încredere în mine. În politică e esențială încrederea, dar trebuie să te înconjuri întotdeauna de oameni specializați pe domeniile lor ca să te ajute efectiv. Pentru așa că altfel este, atârnă ca un nu bolovan această echipă, aceste devin pietricele care te duc la fundă. Deci, la ca să răspundem cumva, PNL ar fi prima opțiune chiar dacă la Constanța nu s-a materializat alianța mult dorită. Ar fi prima opțiune pentru că sunt niște oameni acolo care știu sigur că nu-l doreau pe Virgil Chițac și știu sigur că au avut critici din partea lui Virgil Chițac și le-a făcut plânge penale și așa mai departe și pentru că se poate lucra. I-am văzut că se poate lucra. I-am văzut, au avut câte valori de poziție, din punctul meu de vedere puține, dar puține pe care le-am văzut câteodată au fost corecte și eu am apreciat lucrul ăsta și știu, nu vreau să le spun numele, dar îi știu pe câțiva dintre ei și se va putea lucra. Vor veni alte partide care vor avea acolo consilieri. Pe mine mă interesează să funcționeze Consiliul Local și primăria. Și atunci când propunem niște proiecte corecte pentru Constanța, indiferent de partidul care votează, ar trebui să voteze pentru Constanța, că nu votează pentru mine. Și mi-aș dori foarte mult să vină și consilierii cu proiecte. Nu este doar atributul primarului să fie lista plină numai de proiecte propuse de primar, că așa am văzut în ultimii ani. La 60 de proiecte sau 50 sau 40 câte erau pe ordinea de zi, dacă vedeai unul, două, dar era raritate lucrul ăsta și în general proscrise. Erau proscrise pentru că erau făcute așa de imagine doar să puncteze politic, dar nu-și bădeau capul foarte mult. Îi vedeți, ajunge să-mi dați dreptate cumva. Într-un fel, da, dar eu vă spun că se poate, pentru că am avut două chestiuni punctuale pe care le-am
experimentat personal. Una a fost această experiență cu bugetul participativ și s-a putut face un proiect. El nu a fost făcut după ureche și a fost înaintat, dar pe primar nu l-a interesat. De asta vă spun că dau vina pe primar. Ăla a fost un proiect bun și era scris bine. Personal am scris... Poate fi repus. Da, bineînțeles, va fi repus cu siguranță. Personal am trimis către primărie... Am trimis pe adresa oficială a primăriei un proiect de procedură pentru ședințele de Consiliu Local pe perioada asta a pandemiei, când nu poți să ții ședințele public și se fac online. Este esențial pentru noi dreptul constanțenilor de a avea acces și de a-și exprima punctul de vedere. Dacă veți vedea în varianta cu care a venit PSD-ul... Și nouă ne este greu de urmărit. Sunt convins. Sau ne-a fost că s-au încheiat ședințele de consiliu. Dar nu poți să intervii și nu poți să exprimi puncte de vedere. Acolo se vorbește doar între președintele de ședință și consilier și atât. Dacă mai spun consilierii câte ceva, dacă nu se merge șnur și se votează. Trebuia să existe un articol, cel puțin, în care să reglementez modul în care constanțenii se pot înscrie înainte, pot primi un link și pot interveni, pot cere cuvântul, așa cum se întâmplă în alte orașe, spre exemplu la Cluj. Și eu am propus un proiect de hotărâre de Consiliu Local, exact pe acel model, adaptat pentru Constanța foarte bine, dar nu a fost luat în seamă. De asta spun că nu-l interesează pe primarul actual să aibă un dialog cu constanțenii, dacă vine vreun constanțean se leagă de modul în care e îmbrăcat și nu de ideile pe care le spune și așa mai departe. Oricum, n-ar trebui să mai permită nimeni acces în sala în care se desfășoară ședința de Consiliu Local, din respect pentru instituție, în sinea unor persoane, de exemplu, aflate în stare de ebrietate. Asta da, categoric. Bun, aveți o sugestie din partea unui cititor sau urmăritor pe Facebook, nu știu, un program de masă și o pauză de masă pentru elevi. România este una dintre puținele țări fără program de masă pentru elevi, spune domnul. Asta e o chestiune foarte importantă pentru a reduce abandonul școlar. Programele guvernamentale sunt foarte importante pentru că nu doar într-un oraș sau doar într-o localitate trebuie să abordezi dar lucrurile așa. Dar ar putea așa. Suporta municipalitatea această masă caldă pentru elevii din Constanța, să spunem, și probabil de tip catering, cum se întâmplă în cazul after school-urilor? Să vă dau un răspuns acum categoric că da sau că nu, trebuie să verific exact partea asta de reglementări. Nu pot da prin lege nu aveți nicio obligație pentru că dacă acorzi niște sume de bani fără să-ți dea dreptul și vă dau un exemplu și o să vedem poate vor considera că nu-i nimerit unii dintre privitorii noștri, dar când dai niște sume de bani, trebuie să ai o bază legală. Exact, dacă da. Dai acele sume, indiferent că intenția este bună, să dai o masă pentru elev, da? Vine curtea de conturi, îți taie sumele, te face vinovat, răspunzător de sumele respective și da, da, de exemplu, e complicat. Acel program Laptele și Cornul, ăla este și, program guvernamental, asta spun. Da, acel program de comun acord cu cei de la și Consiliul Județean bune. Poate fi adaptat astfel ca un copil să primească un sandwich de pildă, nu lapte și corn bune, la ora 14 da. Ziua, când deja... Sunt familii sărmane, dar nu doar cei sărmane, nu apuși să-i faci sandwich-ul. Sau... E foarte exact. Important să ai copilul ceva. Da, poate ceva. Fi adaptat, pentru că fiecare autoritate locală stabilește ce produse achiziționează, așa cum s-au diversificat de-a lungul timpului. Miere, de se băteau cu ea prin clasă, iaurturi și așa mai departe, poate fi un sandwich sau altceva, o supă, habar n-am. Asta ar trebui să decidă în principal. Să fie o ofertă mai variată, adică să decidă părinții vreau să cam zic. Ce să se cumpere da, de suma de aia. Ce nu? Bun. Mai avem o întrebare. Ce părere aveți despre un program de sistematizare a cartierelor, domnule Sterian? Din Constanța, bineînțeles. Din municipiul Constanța. Este foarte important să proiectezi niște planuri urbanistice zonale așa de la început, aerisite, coerent, alcătuite. Se mai poate face acest lucru acum? În 2020? Se poate face pentru cartierele care se vor construi. Pentru noile că cartiere. acest oraș se va dezvolta, se va mări ca suprafață și da, trebuie sistematic. Eu am văzut niște planuri din 1960 când s-a desenat cartierul în care am locuit. Pentru că m-a interesat foarte mult într-un proces în care am salvat în final vreo 3400, aproape 4000 de metri pătrați de spațiu verde pe strada Suceava, m-au interesat planurile inițiale și am văzut
desenat cu creionul așa, dar era atât de bine alcătuite, erau atât de bine alcătuite toate zonele. Zonele în care era o grădiniță, după aceea zonele de blocuri, spații verzi între, după aceea o școală și niște terenuri de joacă. Toate lucrurile și un dispensar, toate lucrurile astea erau gândite, făcută planificarea asta de la început și erau respectate. La noi, dacă printr-un vis așa se ajunge la situația în care pe hârtie sunt desenate lucrurile astea într-un plan urbanistic zonal și sunt votate, cum e, spre exemplu, în cartierul Veterani, ele uneori nu se respectă. Adică, uite, acolo ar merge nu se respectă. Aplicată acolo este problema, chestiunea asta cu sistematizarea, că da, practic nu prea există un plan acolo urbanistic zonal deja votat acolo. M-am uitat pe el și la prima vedere arăta bine. Nu s-a respectat acolo. Ați văzut, alte nu știu dacă zone... urmarea demersului dumneavoastră, dar s-au făcut primii pași pentru aducerea utilităților. Chiar acum... În cartierul Veterani. Da, da, da. Păi da, toată campania, văzând la fața locului cu ce ne confruntăm, cum am ajuns acolo? Am primit un mesaj din partea unor locuitori din zonă care ne spuneau, domnule, dar voi vă duceți în 4-5, vă duceți în centru și în Tomis Nord, la noi de ce nu veniți? Și era legitimă întrebarea. Și ne-am dus acolo și am văzut cu ochii noștri străzi neasfaltate, oamenii aveau case pe care și le-au construit cu 10 ani în urmă și nu aveau utilități, nu aveau canalizare, nu aveau apă curentă și erau cu mașinile pline cu bidoane și se duceau, își luau apă pentru câteva zile și vă dați seama, pentru spălat, pentru mâncare și așa mai departe. Mi s-a părut incredibil, mi s-a părut inimaginabil pentru Constanța anului 2020 și de neacceptat în condițiile în care, iarăși revin la domnul Decebal Făgădău, promitea că până în 2018 o vom avea toate străzile asfaltate. De fapt, nu promitea, era o minciună gogonată pentru că nu s-a ținut de cuvânt. Deci, am văzut lucrurile astea cu ochii mei și am făcut conferință de presă acolo, ați fost și dumneavoastră prezent, au venit cei din presă, s-a împins foarte tare subiectul și de fiecare dată, la fiecare intervenție a mea, am ținut să menționez de acel cartier, pentru că și acei oameni sunt constanțeni și ei au dreptul la respect și au drept, apropo, programul Respect, da, adică socialdemocrații consideră că... Ce faceți cu el, programul Respect, domnul Sterian? Pentru că publicul țintă, că se adresează USR Plus, e așa, am văzut și din sondaje, undeva cam până pe la 60 de ani, acesta este publicul de la 18 la 60 de ani care votează, să spunem, Stelian Ion. Da. Aveți, să spunem, un program sau un program noastră și câteva chestiuni care privesc, să spunem, vârsta a treia, pe cei mai... vârstă dintre constanțeni? Avem câteva programe pe asistență socială la care ținem foarte mult. Un program este legat de persoanele cu dizabilități, de exemplu. Da, dar aici nu ține de vârstă. Aici nu ține de vârstă, dar ține de persoanele vulnerabile care trebuie ajutate și trebuie să prioritizăm întotdeauna și marea calitate a unui primar și a unei persoane care trebuie să ia niște decizii importante este aceea de a prioritiza. Să vedem unde există cele mai mari nevoi. Dacă există o zonă, și v-am spus, persoane cu dizabilități, sunt foarte mulți copii acum cu problema acesta autismului, care necesită pentru tratament sume foarte mari de bani, acolo trebuie să fie ajutați acești oameni categoric. Pe de altă parte, există foarte mulți bătrâni care nu se descurcă de pe zi pe alta. Întotdeauna voi fi de acord să-i ajutăm pe cei care au mare nevoie, dar există și o categorie și nu este deloc de neglijat, e o categorie destul de substanțială, de oameni care sunt în putere, nu sunt bolnavi, au posibilitatea să muncească și s-au obișnuit să stea să primească. E, pentru categoria asta voi lupta pentru altceva, să le dau posibilitatea să își găsească un loc de muncă, dacă nu vor și nu vor e problema lor. Vreți adică nu ești deci obligat. Cei care sunt încă asistați social, da, și care primesc acei bani, mă rog, contra, da, pentru că ei prestarea preferă unor ore de muncă. Ei preferă, li se pare mai comod să stea acasă și să primească niște bani, în loc să se zbată puțin, cum o fac majoritatea celorlalte. Știți, noi am vorbit la un moment dat cu ei, au venit să asiste, mă rog, la acțiune de plantare de copaci trimiși de municipalitate, putem spune, pentru că trebuia să presteze acele ore, da,
pentru a primi bănuții și întrebam că la fel erau bărbați în toată firea, dar de ce nu vă căutați un loc de muncă? Și ne spuneau că nu sunt angajați fie pentru că au antecedente penale, fie pentru că nu au studii nici măcar medii finalizate și atunci niciun sunt angajator condiții pentru... exact, nu vrea să le ofere un loc de muncă. Poate ar trebui privit și așa pe un alt punct chestiune. Un alt punct în programul nostru pe partea de asistență. Și nu toți stau în Hericoand, atenție, toți locuiesc acolo. Sunt mai multe avem, din păcate, destul de mulți locuitori care nu deci asta au venituri și nu au loc de muncă. Deci asta efectiv angajați, li se refuză accesul la un serviciu. Sunt destul de mulți copii care după 18 ani ies din centrele acelea de asistență de plasament. Și pentru ei, pentru că ați spus de persoane cu antecedente penale, dacă nu există un program care să-i ajute la început să aibă o locuință, să-și poată ori continua niște studii, ori să se angajeze, oamenii ăștia sunt aruncați în stradă și sunt și împinși viitor, spre infracționalitate, categoric. Că ei trebuie să aibă ce să mănânce și vor găsi un refugiu, un penitenciar, poate, vor avea acolo ce să mănânce sau vor încerca să săvârșească anumite fapte, să supraviețuiască. Pentru ei e o chestiune de supraviețuire. Și e păcat de ei pentru că au... N-au avut noroc, să spun, și s-au trezit fie fără părinți, fie abandonați din familii foarte sărace. Deci, pentru ei există programul acesta. 12 luni la început le vom asigura un loc unde să locuiască gratuit. După încă 12 luni, un anumit sprijin, tot așa pentru chirie, și îi vom ajuta să găsească loc de muncă. La fel, pe partea economică, în zonele defavorizate, să spun, sau marginale ale Constanței, vom amenaja niște centre, vom pregăti niște centre de dezvoltare economică care să facă două lucruri. Pe de o parte să-i ajute pe oameni să-și deschidă afaceri strict în acele zone și pe de altă parte să facă o formare profesională cu locuitorii din zonă care vor avea... Cam ce se întâmplă și cu cei din Hericoandă de ceva vreme? Că sunt și școlarizați sau ajutați să înveți o meserie pe bani europene. Atenție, că acele programe sunt pe fonduri europene, programele nu sunt banii de la primărie. Exact. Aceea cu viață mai bună. Sunt Europa banii ne dă suma de bani pentru a realiza astfel de cursuri proiecte. Cursuri de igienă până la cursuri de reconversie profesională. Da, dar trebuie să faci această legătură între cererea de forță de muncă și ofertă. Veți păstra Hericoandă? Este și o întrebare. Veți păstra acest cartier? Hericoandă nu se poate rade peste noapte. Dar se poate reloca oricând. Dar se poate reloca cu timpul. Repopulare. Exact. Eu văd acolo în felul următor lucrurile. Trebuie încet, încet repartițiile să se dea în alte zone ale Constanței. Acea zonă s-a transformat într-un ghetou. Au devenit periculoase lucrurile acolo. Primim foarte multe sesizări că este infracționalitate și o perioadă până să liniștesc lucrurile va fi pază permanentă acolo. Pe de altă parte, nu poți să-i muți așa peste noapte. Pe măsură ce se vor muta cei care locuiesc acolo, acele spații vor fi transformate în spații de birouri. Categoric, asta va fi destinația lor. Avem nevoie la primărie și nu numai la primărie, este nevoie de spații de acestea de birou și se pretează la așa ceva. Nu sunt de acord cu ghetoizarea Constanței. A fost o idee foarte proastă aceasta. Nu e ideea proastă aceea de a asigura niște locuințe pentru oamenii care nu au alte posibilități. Ca să nu uităm că acei oameni au fost scoși din niște locuințe care au fost retrocedate sau așa ca să fie mutați acolo, că ei n-au ajuns dintr-o dată în stradă. Da. Sunt și situații, poate și-au pierdut casele din diverse motive personale. Și sunt oameni și oameni, unii foarte sărmani, alții care au săvârșit anumite fapte și nu sunt tocmai potoliți așa și creează multe probleme prin zonă pe acolo. Da. Trebuie să-i privim pe fiecare, nu trebuie să generalizăm, eu nu sunt de acord cu generalizarea și nici cu stigmatizarea asta pe criterii etnice. Nu, dar pentru că nu are nicio legătură cu etnia. Nu, da, se face, uneori de multe ori în Constanța, se face această discuție și trebuie să privim fiecare om prin prisma
personalității lui și pe cei care n-au avut sprijin să reușim să-i ajutăm. Dar acel loc, Henri Coandă, în câțiva ani de zile, eu sper într-un mandat, nu va mai fi un ghetou. Pentru că, repet, vom transforma în spații de birouri, nu pe toate, dar trebuie mai răsfirat așa, astfel încât să nu... Și acei oameni de acolo unde vor locui în 4 ani, în următorii 4 ani, adică le vezi de alte repartiții sau are un fond locativ? Nu, da, dar este foarte insuficient. Este insuficient și trebuie să realizăm ca primărie proiecte astfel încât să se construiască niște locuințe sociale. Trebuie să avem așa ceva. M-ați întrebat de tineri și am dat un răspuns parțial pentru că ne-am luat cu alte întrebări. Sigur. Deci pe tineri ce interesează să nu plece? Să aibă unde să învețe, după aceea să aibă perspectiva unei angajări pe un salariu decent, cel puțin decent, și să aibă posibilitatea să-și întemeieze o familie. E foarte important să aducem în Constanța mari investitori care se oferă locuri de muncă bune pentru constanțeni. Ne interesează foarte mult crearea unui parc tehnologic în Constanța, nu de 1500 de hectare, cum nici propune. Nici nu există 1500 de hectare. Nu există, cum propune candidatul PNL. Deci e o aberație asta. Dar am spus, între 3 și 10 hectare putem găsi în Constanța astfel încât să avem un parc tehnologic unde să aducem firme de IT, firme specializate în cercetare în domeniul chimic pentru agricultură, firme de electrice și electronice, firme de testare și de analize, laboratoare și așa mai departe, care îți atrage o forță de muncă bine plătită și îți creează o pătură socială și atrage și ca un magnet anumite categorii care se vor dezvolta foarte bine după aceea. Nu trebuie să rămânem doar cantonați pe comerțul de cereale, care trebuie să meargă mai departe, pentru că primim mulți bani, ne vin mulți bani la buget din zona asta, și pe activitățile portoare, navale, de transport și așa mai departe. Și segmentul turistic, să știți că nu aduce foarte mulți bani la buget, dar el este formă, esențial. Dar el poate fi dezvoltat. Asta. El poate fi și trebuie să fie dezvoltat. În ultimul timp n-am văzut că a fost... Poate forme, să spunem. Da, de business, noi trebuie să aducem turiști în toată perioada anului și dacă pe fonduri europene vom reabilita zona istorică a Constanței, vom reabilita siturile arheologice în colaborare și cu Consiliul Județean. Multe țin de Consiliul Județean. Ce ține de noi, vom face noi. Vom reuși să reabilităm clădirile din toată peninsula. Dar cum le veți reabilita? Dacă unele au proprietari, le dați bani acelor oameni să-și le reabiliteze, cum faceți? Exact cum au făcut au făcut primarii din vestul țării, în principal, dar nu numai din vest, și în alte localități s-au reabilitat clădiri și în sudul țării există câteva exemple, nu dau nume, dar nu e important în discuția noastră, pentru clădirile monument istoric există anumite proiecte de a acorda împrumuturi de la primărie către cei care sunt proprietari, astfel încât să se reabiliteze clădirile. După aceea iei banii înapoi, anumite segmente din aceste împrumuturi pot fi nerambursabile. E foarte important ca primăria să aibă diriginte de șantier și să aibă persoana implicată pentru a verifica foarte atent calitatea lucrărilor. Aceasta e discuția pe monumente istorice. Pe alte clădiri, care nu sunt monumente istorice, dar sunt proprietate privată, este foarte important să realizăm lucrările noi, efectiv, de la primărie, pe cheltuiala proprietarilor. Vom recupera ulterior acele cheltuieli. Și în final, dacă în această manieră nu se poate realiza sub nicio formă, mergem pe partea de constrângere. Se folosește și acum mărirea de 5 ori a taxei, a impozitului, dar asta nu a fost eficientă până acum. Eu nu mă refer la cei care au averi colosale și
cu un dispreț total așa pentru... Și care nu avea nevoie de banii de la primărie exact. Să-și reabiliteze fațadele. Exact, nu mă refer la clădirile. Ei, pentru că la ei e vorba de rea credință și n-au ei nevoie de bani de la primărie să facă lucrul ăsta. Eu mă refer la cei care au moștenit anumite clădiri și care efectiv nu au resursele astea. Sunt puțin aceia, majoritatea le-au vândut mai departe. Au vândut fiecare clădire, le luăm în parte, are istoricul ei și... are un anumit proprietar în prezent și vom vedea de la caz la caz. Dar nu este de acceptat ca clădiri importante din Constanța, cum ar fi clădirea Manicatide, clădirea Casa Culei, Hanul Balcan, să spun, clădirea Casa mie, Dales. La mie, peninsulă, da, e tot în centrul nu, Constanței, da, spus de Constanța, mare. Da, am da, spus da. De Constanța. Exact. Și multe alte clădiri. Nu e ok să fie în paragină. Știți că subiectul ăla cu Dalea s-a murit. A fost așa, la un moment dat, în da, vizor, autorităță a rămas, și a murit. A rămas așa, înghețată. E adevărat povestea. Că nici n-a fost demolată clădirea, dar nici nu se întâmplă încă nimic e, acolo. Încă e în picioare clădirea, da. Încă poate fi salvată are și o clădire foarte frumoasă. Și vila Elena de pe Ferdinand și sunt se multe vorbea clădiri. Despre expropriere acolo, dar nu s-a întâmplat. Vă spuneam că susținătorii dumneavoastră, să știți că s-au luat deja la încăierare cu susținătorii candidatului, să spunem PNL, dacă îi putem spune candidat PNL, pentru că se acuză unii pe ceilalți și în final pe dumneavoastră și pe domnul cu pricina că nu v-ați înțeles la Constanța și de aceea probabil că va câștiga PSD-ul alegerile pentru primărie și vă întreabă dacă vă asumați public în eventualitatea în care se întâmplă acest lucru, eșecul în fața constanțenilor prin demisia întregii conduceri. Întregii conduceri a ce? Că a eu... USR Plus. Haideți să fim foarte... că la asta se referă domnii. Haideți să fim foarte clari. Demisia din funcții, nu din partid. În 2020, pe 27 septembrie, constanțenii au marea șansă să facă o schimbare. Au șansa asta. Le-am prezentat un program, eu spun că este cel mai echilibrat program, bazat 90% pe fonduri europene, un program realist. Avem o echipă foarte, foarte bună. Avem oferta aceasta pe care o facem și am mers în toate cartierele Constanței. Avem de ales de data aceasta. Dățile trecute nu aveam de ales. Depinde foarte mult și ce vor constanțenii. Vor o schimbare adevărată? O pot face acum. În rest, discuții că PNL-ul nu a vrut un tandem cu noi, că au refuzat colaborarea, voiau o relație din start de subordonare, astea sunt discuții secundare care sunt de domeniul trecutului și nu ne ajută acum. Asta este situația. Oamenii n-au vrut, nu am ce să le fac. Noi avem culoarul nostru, suntem foarte bine poziționați și foarte aproape de final, astfel încât să câștigăm primăria și o poziție foarte bună în Consiliul Local. Discuțiile celelalte se încaieră degeaba oamenii aceștia. De multe ori vor și unii și alții același lucru și își doresc foarte mult, pe bună dreptate, să scăpăm de PSD, dar nu pentru că nu ne place cum sună, ci pentru că oamenii aceștia și-au bătut joc 20 de ani, mai bine 20 de ani de orașul nostru. Și de asta sunt atât de încrâncenați și unii și alții, pe bună dreptate. Dar nici nu poți, știți cum dragostea cu sila, puteam eu să-i oblig pe peneliști sau pe domnul Orban, care are anumite discuții, a avut anumite socoteli să facă o anumită alegere, nu puteam. Am făcut ce putea de noi. Puteam eu și puteam noi să facem de unii singuri posibilitatea alegerii primarilor în două tururi? Nu puteam. Cine, dacă vă amintiți, cine a promovat cel mai mult legea cu alegerile într-un singur tur? PDL-ul, care acum e parte din PNL și în momentul în care am împins foarte mult, nu de unii singuri, au mai fost și alte formațiuni, care au spus, haide să facem alegerea primarilor în două tururi. Era unul dintre principalele noastre, una dintre principalele solicitări. În momentul în care am sprijinit guvernul în sensul acordării votului de investitură, am făcut această solicitare. Vrem alegerea primarilor în două tururi. Dacă pe unele chestiuni premierul s-a descurcat foarte bine și a așezat lucrurile, a dat dovadă că poate face lucrul ăsta, e, fix pe treaba asta nu s-a putut. Eu nu cred că nu s-a putut. Nu s-a dorit. De fapt, nu s-a dorit. Și da, atunci, pentru că cele două cine mari partide să-și vor să-și ce? Conserve ce au deja câștigat, să spunem, din anii anteriori. Eu nu o să-mi asum niciun eșec, o să-mi asum o victorie și
grija mea principală este să fiu concentrat pe ce urmează după 28, pentru că nu urmează, ok, te feliciți, am câștigat, dar nu curge laptele și mierea și ne așteaptă 4 ani de zile de muncă intensă și de luptă, că vom lupta acolo, da? Cu o administrație greoaie pe care vrem să o reformăm, ne așteaptă o luptă cu alții care vor să pună frână dezvoltării Constanței și care au avut an de an interese de a câștiga contracte bănoase cu Constanța și așa mai departe. Deci nu mă așteaptă așa un buchet de flori și gata că o să fim cu toții fericiți. Pentru mine grija principală asta e, ce urmează după 28 septembrie. Spuneați în campania aceasta electorală că 20 de ani Constanța a fost împărțită deopotrivă de PSD și de PNL. Bineînțeles, prin reprezentanții celor două formațiuni, pentru că să știți că în fiecare dintre aceste două partide sunt și oameni foarte ok care își văd de treaba lor. Ați spus și noastră că ați venit la... chiar la PNL, oameni de bună credință, da? Dar de fiecare dată când s-a schimbat ceva la nivelul administrației, fiindcă toți ne gândeam după ce Radu Mazăre a demisionat și între timp a fost și condamnat și n-a mai candidat, vai, în sfârșit respirăm aer curat, scăpăm de Radu Mazăre. Veniți dumneavoastră și spuneți acum, alegeți-mă pe mine, Stelian Ion, că vom respira aerul și mai rarefiat, fiindcă scăpăm de PSD. O să vedeți că lucrurile nu sunt așa, pentru că păi aceste găști nu își lasă amprenta puternică în orice oraș, acolo unde au stat 20 de ani, vorbind o viață, da? Adică vă veți lupta foarte posibil în continuare cu ceea ce înseamnă pregătiți. Reminiscențele celor 20 de ani... care au fost, mă rog, USL, PSD, PNL, PDL și așa mai departe. Și s-ar putea ca peste 4 ani să veniți să spuneți, dacă veți fi primar, păi n-am putut, căci umbra lor era aici, în coasta mea. Nu sunt genul care să spună n-am putut și m-am frânt sistemul și asta e. Da, ați luat în calcul acest lucru, că s-ar genul de luptător. Am luat în calcul câștigați primăria și să fiți legat la mâini de... ce va însemna Consiliul Local și așa mai departe și interesele de aici din zona Constanței, de grupurile de interese și să nu reușiți să terminați niciun proiect? Nu, asta n-am luat în calcul. Am luat în calcul că o să se încerce să se pună frână, că o să vrea mult și o să poate se chiar zbată. Guvernul, viitorul guvern vă va pune frână, că nu veți avea altă culoare politică. Nu cred și eu cred în ciuda celor transmise de... domnul premier domnul actual. Domnul nu ne place. Da, am văzut că nu ne place pentru că e campanie electorală și ar trebui să, în loc să facă campanie, să se ocupe mai mult de administrarea țării, da? Dar n-are cum să facă guvern și veți vedea că vom avea un scor foarte, foarte bun la parlamentare, astfel încât vom vedea cine va face guvernul. Sunt avantajați acum pentru că sunt la guvernare și întotdeauna au un avantaj cei aflați la guvernare. Am zis că se pregătește o fuziune PNL. Dar nu există. Pentru următoarea guvernare. În fine, e vom vedea. Libertatea lor să-și facă fuziuni, să facă ce poftesc, nu discut ce fac alții. Cert este că guvern sau nu, niciun primar de Constanța nu prea a primit bani de la București. Că a avut sau nu a avut guvernul. Ei au cam spus, descurcă-te, nu știu cum faci, dar eu am spus de nenumărate ori că guvernele și premierii și cei din București nu prea și-au întors fața Constanța, către Constanța. Da. Nu, era vorba de respect și până la urmă trebuie să vezi Constanța ca un motor pentru întreaga țară. Dacă nu vezi realitatea asta, sau poate sunt alte interese mai mari care primează întotdeauna, de genul oligarhilor care vor anumite lucruri să se întâmple cu orașul nostru. Da? Spuneam că sunt genul de luptător, nu voi lăsa lucrurile așa și cei care nu trag pentru Constanța nu vor avea viață ușoară. Nu este, cum să spun, nu vreau să se interpreteze greșit, dar efectiv voi ieși în conferință de presă, voi arăta cum stau lucrurile și până la urmă publicul, constanțenii, reprezintă o presiune foarte mare pe cei care sunt votați. Dar ideea e să spui lucrurilor pe nume, să ieși la lupta așa și să împingi lucrurile. Dacă stai, da, ce faci? Te închizi în birou și începi să plângi că te-ai supărat că nu-ți votează nimeni. Nu! Negociezi foarte mult, negociezi foarte dur, îi convingi pe oameni și dacă ai cetățenii de partea ta, nu poate să stea absolut nimic în cale. Și asta înseamnă să câștigi primăria, înseamnă că majoritatea constanțenilor ne-au acordat încredere
și avem alături de noi și nu poate să-și bată nimeni în joc de alegerea lor. Astfel încât se vor obișnui cu câteva lucruri, se vor obișnui că se vor închide robinetele de la conductele prin care trec banii publici, s-a încheiat cu partea asta de contracte pentru X, pentru Y, pentru stâlpișori, pentru salubrizare, pentru nu știu ce. Nu, trebuie să prestăm, să prestăm de calitate, nu să facem toalete pe 50.000 de euro, să ne batem în joc, nu să punem pavele din acestea care se sfărâmă foarte ușor după aceea. Haideți să fim puțin atenți la banii noștri, că nu sunt foarte mulți din păcate. Investitorii n-au fost goniți, n-au fost atrași, mă rog, știm ce s-a întâmplat. Nu avem mulți bani, trebuie să-i drămuim bine. O bucățică foarte importantă trebuie să o păstrăm pentru cofinanțare pentru fonduri europene. Mai mare, restul, pentru că a crescut partea de cofinanțare. Da, da, acum având sume foarte mari pe care le putem atrage, va trebui să avem pe proporțional să avem aceste sume de bani. Dar după aceea trebuie să ne asigurăm de celelalte aspecte, de educație, de partea de școli de care am vorbit, de partea de economie și așa mai departe. Deci sunt multe aspecte pe care trebuie să le avem în vedere. Salubrizare, am spus, și așa mai departe. Avantajul USR Plus este că, așa cum spuneam, până acum nu au fost la guvernare, nici pe plan național, fiindcă ați refuzat să intrați la guvernare. Aici aș avea un comentariu după nici ce... Nici pe plan local. Spuneți. Nu, vă rog, spuneți dacă... Da, ați refuzat, asta nu cu refuzul... intrat la guvernare. Uitați, pe vremea aceea a fost discuția asta și am spus, le-am spus colegilor și am spus și public și se poate verifica, noi trebuie să cerem expres, să ieșim în fața presei și să solicităm în mod expres să facem parte din acest guvern. Păi, dar n-ați intrat. Avem câteva portofolii pe care le putem fără discuții gestiona și trebuie să facem lucrul ăsta. E, realitatea este că PNL-ul nu ne-a invitat niciodată, realitatea este că nu și-au dorit să fim acolo, și-au dorit și-au spus-o, au spus-o și putem verifica, ei vor guvern monocolor, da? E, asta s-a întâmplat, e adevărat că așa cum s-au așezat lucrurile, nu s-a mers pe propunerea mea și cred că a fost o mare greșeală, aceea de a solicita public intrarea și a avea această asumare explicită. Pentru că, iată, s-a tras linie și au rămas oameni cu percepția că nu am vrut. Nu, am vrut să spun cu tot altceva, că aveți avantajul în aceste alegeri locale, că nefiind la guvernare, nu vi se poate reproșa că ați făcut, că ați învârtit, că v-ați aliat cu nu știu cine, că ați furat din bugetul Constanței. Întrebarea se pune astfel. Serian Ion va fi ales, să spunem, primarul Constanței pe 27 septembrie. Dumneavoastră spuneți, voi închide robinetele. Aveți colegi, și n-aș vrea să nominalizez, dar bănuiți la cine mă refer, care au pierdut niște alegeri importante tocmai pentru că s-a dovedit că făceau afaceri cu statul român. Ce veți face cu colegii, să spunem, din USR Plus, care poate vor veni să facă afaceri la Constanța din banii publici ai constanțenilor și vă vor spune: dar noi te-am sprijinit în alegeri, Serian Ion, l-am trimis pe Barna și pe Cioloș să iasă cu tine pe stradă. Ne datorez faptul că azi ești primar într-un fel sau altul. Cum le veți răspunde? Nu, sunt puțini care au sprijinit. Au afaceri mulți și mulți în zona banilor publici și din USR Plus. Au afaceri, noi avem donații mai mult din partea colegilor. Am pus mână de la mână și am făcut campania asta cu greu. Adică a fost un efort colosal pentru noi. Și nu avem genul ăsta. Nu, dar vreau să vă spun că nu avem genul ăsta de obligații față de nimeni. Pe de altă parte, sunt convins că la un moment dat vor veni ba prieteni, ba cunoscuți, ba colegi de partid, de școală, de liceu. Știți, de școală, de liceu, își vor reaminti toți de tine așa, dintr-o dată. Vai, ce deștept, ce bun ești, te-am susținut întotdeauna. Hai să facem asta, domnul Dumnezeu, hai să facem și așa. Cum hai să facem și asta și asta. Da, eu am spus deja în conferințe și o să o repet cât mai rămâne din campania asta. Să uite de genul ăsta de relații, de prietenii, de care își reamintesc, de faptul că suntem colegi de partid sau așa mai departe. Ce vreau eu să se întâmple? Să se țină licitații pe bune, să vină firmele cele mai bune care sunt pe piață, iar ce prestează... Dacă o fi firmele colegilor dumneavoastră, nu va fi cu supărare. Asta vreți să spuneți, că pot veni cu prețul cel mai bun. Știți că o licitație oricât de bine s-ar organiza, da, da. Dacă vrei să o trântești, o trântești. Și eu avem spun, dovada asta. Eu spun că s-au făcut niște lucruri total incorrecte în Constanța în anii trecuți. Am văzut firme, spre exemplu, de
spații verzi, așa, din Constanța, care au câștigat de fiecare dată și care au ciuntit tot orașul și care, așa, întâmplător, sunt ale PSD-ului. Nu voi descuraja povestea asta, adică dacă își imaginează unii dintre colegi că gata, ne facem firme acum rapid, ne facem toți firmulițe, consilieri, colegi de partid. La Registrul Comerțului, câte o firme s-o fi da, da, da. 30 de și zile? Și dăm acum lovitura, 4 ani. Știți, este o scenetă dintr-un serial Las fierbinți. Aule. În care, da, nu știți? Știu, care circulă. Deci pe... dacă n-am văzut scenetea, mi se pare absolut genial. Trebuie să fur, așa spunea, trebuie să fur ca să-mi dai, să dai și mie, că și o dau mai departe la și senatorul și premierul exact. Și ăla și ăla. Da? Ce vă trebuie vouă becuri? Păi tu de-aia ești acolo, tu ești să fur. Așa s-a făcut politică în România în ultimii mâinile. 30 de ani, domnule Sterian. Acum a venit și pozați așa într-o fată mare din punctul ăsta de vedere. Dar știți că așa s-a făcut politică. Eu n-am de ce să pozez nimic, pentru că prezint o imagine pe care... Ăștia suntem. Ăsta sunteți astăzi. Ăsta cum veți sunt fi peste 4 ani dacă veți fi primarul Constanței? Păi că oamenii cum, nu au nevoie să-și alțe apă încă o dată. Știu, asta ni se spune de multe ori. Ce garanții ne dați că nu vă veți schimba și că nu veți fi unul de ai lor, nu dintre veți, ei? Niciodată nu veți primi de la nimeni nicio garanție. Este o chestiune de încredere și de speranță până la urmă. Dacă spunem, cum zic unii dintre constanțeni și unii dintre români, domnule, țara asta nu mai are nicio șansă. Gata, nu mai merg la vot, punem cruce, îi lăsăm tot pe ăștia să meargă pentru că fură, bine, e și ideea aia, fură, dar totuși fac da, ceva. Da, fac dar ăștia, ceva. Ăștia nu fură și nu fac nimic, da? E, nu există acea garanție, există chestiunea de încredere și există niște modele pe care le vedem prin țară. Câteva, sunt puține, dar oameni care după un mandat nu îi veți vedea îmbogățiți, nu îi veți vedea, sunt, au un apartament și ce și-au mai... salariul de primar este un salariu mare. Astăzi, da. Este un salariu mare, uitați-vă în comparație. Da. Nu ai de ce să bagi mâna, decât dacă ești lacom, dacă ești bolnav după avere și după înavuție de asta, și altfel, da, n-ai motive. Nu veți afla răspunsul la întrebarea respectivă decât dacă ne veți vota. Așa ne-au spus ce și alții și acum ce să vă știți, spun? Că eu sunt altfel? Da, sunt altfel, pentru că știu cine sunt, pentru că știu ce am făcut și știu ce am în mintea mea. Dar n-am cum să-mi despic personalitatea și să vă pun pe tavă sufletul meu, să vă spun, doamne, eu sunt un om cinstit, nu sunt pus pe furaș și nu vin aici ca să fur. Asta e o chestie de încredere. Întrebare, se uită omul la tine, se uită în ochii tăi, vede, are încredere sau nu în tine. Întrebare, și Ion Stenian, primar al Constanței, va mai locui în garsonieră? O perioadă sau își va cumpăra un apartament pe Piața Liberă? O da, și voi face multe tranzacții imobiliare, vreo 14, așa în câțiva ani, o să divorțez de soție ca să putem să realizăm niște combinații și să fac niște... Păi nu, că deja ați avut parte de o, spuneți, de o, da. Un transfer, că nu, v-ați stat într-o garsonieră, ați renunțat la aceea și a avut un schimb de garsoniere. Ați făcut un schimb de garsoniere, între două da. Garsoniere cu aceeași suprafață. Rămâneți în garsonieră? Voi rămâne o perioadă în garsonieră, că nu am până altă variantă. Până primele salarii alea mari, nu? Am strâns din salariu o sumă de, nu știu, 100 și ceva de mii de lei. Nu reprezintă tocmai puțin, adică e important să reușești lucrul ăsta într-o anumită perioadă de timp. Deci sunteți un om care nu are nevoie de banii constanțenilor, da? Nu, n-am nevoie, chiar n-am nevoie de banii constanțenilor. E important, știți de ce vă întreb? ANI, pentru prima oară, Agenția Națională de Integritate, pentru cine nu știe acronimul, este pentru prima dată, e prima campanie electorală când nu se publică declarațiile de avere ale candidaților. Este încremenit site-ul din luna iunie. Declarația mea de avere este la Parlament. Da, eu vorbesc de toți ceilalți competitori. E prima oară când nu știm cu ce vor intra, dacă vor ajunge fiecare dintre ei primari, președinți de Consiliu și așa mai departe. Foarte ciudat. Foarte ciudat. Intrați să vedeți că și noi le așteptăm din iunie. Dar o să apară. Adică ele au fost depuse. Auziți, dacă apare după ce l-am votat degeaba, nu mai are relevanță. Da. Zic și eu. Da, corect. Răspundem la întrebare, vă rog frumos. Am spus foarte clar o perioadă, n-am unde să locuiesc. Voi, e clar, având doi copii, stăm într-o garsonieră, o cameră, de fapt bucătăria am transformat-o într-o cameră și acolo stau copiii. Avem nevoie de un spațiu mai mare și voi căuta în anii următori cu suma pe care am strâns-o, până acum am economisit-o și dacă vom reuși să vindem această garsonieră, poate vom reuși să ne cumpărăm un apartament mai mare sau ceva, nu știu.
chestiunile astea nu, cum să spun, nu le văd ca pe o problemă, ne descurcăm. Am înțeles. Încă o întrebare de la un telespectator. Primar al Constanței sau ministru al Justiției? Primar al Constanței, categoric. Păi, odată ce am făcut o alegere, merg pe această alegere fără ezitare. Nu se pune problemă. Am înțeles. Mai spune cineva că trebuie modificată neapărat legislația în domeniul achizițiilor, apropo că pomeneați mai devreme despre licitații, și vă întreabă cumva dacă acest lucru s-ar putea întâmpla cât mai rapid, dat fiind că în această perioadă se fac, de exemplu, angajări fără concurs pentru că e perioada de urgență, deci nu s-ar putea modifica și legislația în sistem de urgență dacă tot suntem într-o perioadă de urgență care se prelungește din 30 în 30 de zile, pentru că multe administrații au probleme din cauza acestei legi a achizițiilor publice. Multe lucruri sunt din cauza legislației, alte lucruri sunt din cauza unei proaste aplicări a legislației. Când vorbim de achizițiile publice, trebuie să știm că în mare parte, legislația a fost împrumutată din Uniunea Europeană. Deci e de sorginte europeană legislația. Ea se poate modifica, dar eu vă dau un exemplu. Sunt niște orașe din România care pe aceeași legislație, pe aceleași legi, pe aceleași norme, au reușit să atragă și fonduri europene, să facă și achiziții de succes. Ce înseamnă asta? Că nu neapărat legislația, e adevărat, poate constitui un impediment, dar nu ăsta e motivul principal pentru care în Constanța nu s-au realizat anumite achiziții. S-au făcut caiete de sarcini, s-au întocmit în mod defectuos, s-a pornit cu stângul, nu prea s-a vrut să se meargă pe fonduri europene, că acolo nu prea poți face aranjamente, asta a fost problema la Constanța. Bun, care sunt principalele, să spunem, chestiuni pe care vreți să le faceți în primele 6 luni, un an, să spunem, de mandat, pentru că pe parcurs veți vedea, lucrurile se mai schimbă, mai intervin alte chestiuni, poate priorități. Se mai deschid, da, ca priorități, n-ai de unde să știi, de până pe altul, ce se schimbă. Așa, pentru primul an, ce-ar fi urgent de rezolvat? Să trecem în revistă, vă rog. În primul rând, trebuie să asigurăm funcționalitatea primăriei în vreme ce facem o evaluare a activității acestei instituții pentru a putea face o reorganizare. Este important să schimbăm organigrama, să schimbăm departamentele, conducerea acolo unde este necesar. Trebuie să avem radiografia activității și eficienței sau lipsei de eficiență a acestei instituții. În această formulă, primăria nu va putea continua. S-a văzut că e o formulă ineficientă care nu a dat rezultate. Asta este primul punct în prioritățile noastre. În primele 6 luni de zile vom avea acel raport al firmei de auditare și vom vedea ce propuneri de reorganizare vom face pentru primărie. În al doilea rând, mă interesează reglementarea reglementarea situației contractului firmei de salubrizare. Acolo trebuie să verificăm din toate punctele de vedere legalitatea acestui contract, să vedem în ce puncte se încalcă, dacă se încalcă și cum se încalcă el, chiar dacă nu se va anula de instanța penală în acel dosar de corupție, poate fi reziliat de primărie. Eu îmi doresc în principal să avem o firmă de salubrizare eficientă. Asta îmi doresc. Nu îmi doresc să fie X sau Y, nici nu mă interesează cine este. Mă interesează să avem curățenie în oraș și să avem, proiectul acela e foarte important pe fonduri europene, să reușim să punem recipientele acestea, pubelele de gunoi din tot orașul, să le punem, să le trecem în subteran. E un sistem foarte, foarte bun care ne va scăpa de multe bătăi de cap și de toate miasmele astea care ne vin din toate cartierele Constanței. Și foarte rapid vreau să amenajez câteva părculețe în Constanța, la primăvară, pentru că nu vom apuca, acum vine iarna, o să avem o grămadă de probleme stringente legate de încălzire, de dezăpezire și alte probleme, dar din primăvară vreau să ne apucăm să amenajăm câteva părculețe noi în Constanța și să vedem ce facem și cu Parcul Tăbăcăriei și așa mai departe. Nu mai zic de partea economică, noi am pus primul punct în programul nostru,
primul capitol se referă la atragerea de investitori, la parcul tehnologic, la crearea. Am explicat deja, da. Deci e foarte important să atragem investitori, să începem de pe acum să facem lucrurile. Un reprezentant al minorităților, comunității turce, vă transmite că, iată, Constanța votează Ion Stelian, iar altcineva vă întreabă dacă sunteți macedonean. Pentru că s-a gândit probabil că Stelian este un nume întâlnit și la reprezentanții comunității armâniei. Din păcate, sângele s-a diluat foarte, foarte mult. Bunica mea, din partea tatălui, s-a născut în Veria și era de... Mă rog, era macedoneană, era româncă. A, deci aveți sânge. Aha, dar atât de puțin. Dacă vorbiți a română, eu nu înțeleg ce vorbiți. Și de-aia nici nu îmi permit să mă dau macedonean. Să-l provoc pe colegul meu să vedem dacă știți sau nu. Nu, serios, vă întreabă cineva dacă sunteți macedonean. Aici, în Constanța. Sunt trei sferturi, dacă e să luăm proporțional, așa, trei sferturi sunt român, un sfert sunt macedonean. Din păcate, v-am spus, s-a diluat, n-am învățat limba asta, că nu s-a vorbit în jurul meu și s-a pierdut pur și simplu, așa. Dar îi prețuiesc și pe turci, și pe tătari, și pe macedoneni și avem aici o bogăție de etnii cu care întotdeauna am trăit bine și trebuie să fim exemplu pentru cealaltă zone ale țării. Și trebuie, să ne punem și în valoare. Trebuie să ne și respectăm unii pe alții și să ne punem în valoare. Se pot organiza festivaluri și trebuie să fie organizate festivaluri culturale pentru a pune în evidență aceste etnii care trăiesc aici. Cred că trebuie să ajutați aceste comunități, dacă îmi permiteți, iată, să-și ducă mai departe tradițiile, iar copiii, cei care se vor naște în următorii ani, să învețe limba, așa cum dumneavoastră n-ați învățat-o, că spuneți că în jurul dumneavoastră nu s-a vorbit. Uitați, comunitatea elenă face chestia asta și felicit că reușește. Face, dar avea și ei nevoie de sprijin. Că, o să aibă de toate comunitățile buget... sprijin din partea primăriei, în limita, așa cum am spus, a posibilităților bugetare. Da, adevărul că ei primesc niște bani prin intermediul statului, că sunt reprezentanți în Parlament, nu știu dacă le ajung efectiv pentru toți membrii comunității să organizeze astfel poate de cursuri. Poate niciodată nu-ți de ajuns, că îți dorești să faci lucruri mai multe. Da. E important, pe lângă partea asta de dezvoltare urbanistică, de punere în acord a dezvoltării și de amenajarea spațiilor verzi, să avem grijă și de o altă zonă, de identitatea noastră culturală, etnică și așa mai departe. Avem niște bogății inestimabile aici în Constanța, din păcate sunt acoperite de praf și de dezinteres din partea administrației. Mai am o întrebare și apoi o să vă las să vă adresați mesajul de final către susținătorii dumneavoastră, către constanțeni. Eu vreau să vă întreb, pentru că v-am tot urmărit așa declarațiile, unele au fost dure în această campanie electorală, altele au fost poate născute, să spunem, din neputința pe care ați simțit-o la un moment dat, pentru că, iată, n-ați putut să faceți ce v-ați propus inițial la depunerea candidaturii, să vă așezați și să uniți dreapta și să veniți cu un candidat puternic, indiferent cum s-ar fi numit el, astfel încât, într-adevăr, PSD-ul să n-aibă nici cea mai mică șansă, nici să ridice capul duminică. Cu siguranță frustrări s-au adunat din toate părțile și din toate echipele care au fost în această campanie. Eu vreau să vă întreb, pentru că nu v-am auzit vorbind despre asta, credeți în Dumnezeu? Cred în Dumnezeu, deși nu merg foarte des la biserică, nu sunt un om bisericos din punctul ăsta de vedere, dar uneori... Veți merge înainte de data de duminică la biserică? Mai ales uneori când dau de greu așa și mă gândesc la multe alte lucruri dincolo de problemele cotidiene, așa... Îmi dau seama și m-am simțit întotdeauna ocrotit de undeva. Purtat și numele unui sfânt, Sfântul Stelian. Da, ocrotitor al copiilor. M-am simțit ocrotit de multe ori și am simțit așa ceva, că e o energie care în momentele importante m-a ajutat. Pe lângă toate problemele astea, că toată lumea are mici probleme și poate nu îți iese din prima întotdeauna ce vrei să faci, am simțit ceva așa, un sprijin și un spirit ăsta care... m-a dus înainte întotdeauna și da, cred. Nu sunt religios, asta nu merg foarte des, dar probabil că partea asta e importantă și perioada în care ați copilărit și v-ați format, pentru că pe vremea aceea, bunicii noștri cu greu ne reușeau să ne ducă de genul la biserică. Străbunica mea era foarte, foarte religioasă și încerca să ne învețe
tot felul de rugăciuni și noi atunci chicoteam și priveam altfel lucrurile. Dar în funcție de generații se schimbă perspectiva, însă partea asta spirituală e importantă pentru oameni. Este, eu sunt convinsă că o să vă faceți cruce dimineața pe 27 la prima oră când vă treziți. Trebuie să o fac în intimitatea mea. Mie nu-mi place talarea să te duci cruci pe străzi. Da, să te duci, să te fotografiezi, să-ți faci poze, să arăți cu soborul cât de credincios ești tu, faci mătănii, nu-mi plac deloc chestiile. Trebuie să reglăm și chestiunea asta la Constanța, pentru că mă rog, a ajuns așa un subiect politizat îndelung și până la urmă să știți că e important, adică dacă ne-a ținut ceva acest popor și religia l-a ținut și am ajuns în 2020 când pe 27 septembrie, mă repet, avem posibilitatea să ne alegem viitorul primar. Vă rog, aveți ultimul cuvânt pe care să-l adresați susținătorilor dumneavoastră. Sunt într-un fel așa ultimul cuvânt. Din această campanie aici la ziua electorală. Da. Pentru că ne apropiem de finalul campaniei electorale. Ne apropiem de final și eu cel puțin simt o mare emoție acum că ne-am dorit de foarte mulți ani de zile să avem o șansă reală la Constanța. Nu mă gândeam că voi fi actor în această scenă, în această scenă a schimbării Constanței și că voi avea un rol atât de important, dar iată că lucrurile așa s-au așezat pentru noi. Și sunt reprezentantul unei formațiuni foarte puternice, a unei mișcări, USR Plus, care reprezintă efectiv la Constanța ideea de schimbare și dacă își doresc Constanței într-adevăr schimbare, să nu meargă pe ce s-a întâmplat înainte. PSD-ul, PNL-ul, ați văzut ce ne-a oferit în anii trecuți. Haideți să dăm o șansă reală orașului nostru. Îi chem pe toți tinerii la vot, cei care au împlinit 18 ani. Dragilor, haideți să facem schimbarea asta, că în mare parte pentru voi e lupta asta noastră. Ne gândim foarte mult la noua generație. Veniți cu toții la vot, nu irosiți momentul ăsta, haideți să dăm poșghița asta de corupție cu un simplu gest la o parte, punem ștampila pe 27 septembrie pe formațiunea care reprezintă schimbarea în Constanța și reușim să facem lucrul ăsta, spargem gheața în orașul nostru și începem să schimbăm orașul, să facem Constanța să rănască. Uitați, ăsta este programul, pe stelianion.ro îl puteți citi în amănunțime. Și vă aștept pe toți la vot, iar de pe 28, gata cu șampania și cu florile și cu felicitările, ne suflăcăm mânecile și ne apucăm de treabă, că avem foarte, foarte multă treabă la dumneavoastră, noi plecăm în concediu, domnule. Concediu plăcut, vă urez noroc și de pe 28. Vă mulțumesc pentru prezență, succes vă doresc duminică. Fie ca, nu știu, dacă s-a scris undeva, să spunem, viitorul acestui oraș să fie unul bun după 27 septembrie încolo, cum o vrea Dumnezeu până la urmă. Ne întâlnim și mâine de la ora 13, dar mâine vă propun, dragii mei, să vorbim despre cum votăm duminică tehnic. O să vedeți că vom vota în siguranță și ăsta e mesajul pe care vreau să vi-l aduc prin vocea reprezentantului guvernului în teritoriu, prefectul județului Constanța. Veți vedea că veți găsim secțiile de votare, de la dezinfectanți la măști de protecție, astfel încât să nu aveți nicio scuză să nu vă prezentați duminică la urne. Dar despre asta mâine. Ne oprim pentru moment acum. Mulțumesc pentru întrebări, mulțumesc că ne-ați urmărit și astăzi. Să aveți o după-amiază excelentă. Cele bune!